Depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 62, alineat 6, a legii numărul 188 din 1999, privind statutul funcționarilor publici republicat. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire legile țării, să îndeplinesc conștiincios îndatoririle ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional, să respect normele de conduită profesională civică. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Șeful Cancelariei primului ministru Cătălin Baba l-a felicitat public pe tânărul prefect și a prezentat obligațiile ce le impune o astfel de funcție. Citesc o hotărâre privind exercitarea funcției publice de prefect a județului Bistrița Năsăud de către domnul Florian Daniel Cristian. Având în vedere prevederile articolului 43 din hotărârea Guvernului 341 din 2006, privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și a mobilității înalților funcționari publici, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre, articol unic, domnul Florian Daniel Cristian exercită cu caracter temporar funcția de prefect al județului Bistrița Năsăud până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului. Semnat prim-ministru Emil Boc. Ioan Oltean și Liviu Rusu au spus că partidul îi acordă toată încrederea tânărului prefect, afirmând că el este cea mai bună variantă pentru Bistrița Năsăud. Cei doi au mulțumit fostului prefect Ioan Silaghi pentru activitatea depusă de-a lungul mandatului său. Domnule președinte al Consiliului Județean, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, dragi, este un moment extrem de important în viața politică și administrativă a județului Bistrița Năsăud. Investirea în funcția de prefect este un moment la nivel de județ aproape la fel de important cum este la nivel național investirea guvernului și a primului ministru. Pentru că prefectul nu este altul decât mâna lungă, dacă vreți, a primului ministru și a guvernului în teritoriu. Este reprezentantul numărul 1 al guvernului în teritoriu. De ce? Acest moment este pentru noi extrem de important. De la început să-i cuvine să adresez un cuvânt de mulțumire celui care astăzi a predat ștafeta. Pentru că funcția de prefect nu este deloc o funcție ușoară. E multă muncă, multă usură morală, mult stres, mari eforturi pentru îndeplinirea sarcinilor care îți vede această râmbită și imediată funcție. Ion și dragă, permite să-ți mulțumesc pentru prestația care ai avut-o și să-ți spun la sfârșit de mandat că ai fost un prefect bun. Ioan Silaghi l-a asigurat de tot sprijinul său. Sigur că a fost greu, dar totdeauna am simțit că în spatele meu stă cineva și a stat dumneavoastră de aici. V-am simțit alături și țin cu ocazia asta să vă mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi-ați dat la mine. În același timp, pe colegii mei de la prefectură cu care am lucrat până acum, îi mulțumesc pentru efortul făcut și pentru tot sprijinul pe care mi l-au dat. Domnul prefect, fiți sigur că o să fiu alături de dumneavoastră și toți cei care sunt aici o să vă ajută. Nu o să fie prea greu. Totdeauna trebuie să începeți de undeva. Ați început mai tânăr. Mult succes și mult noroc în viață. Cristian Florian a promis că își va exercita funcția cât mai bine posibil și promite o bună colaborare cu primarii și șefii deconcentratelor.